Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mania inaugurărilor de mărunțișuri lovește din nou în România, de data asta la Târgu Mureș, unde, prieteni, s-a oprit circulația, s-a strâns poporul, s-a întins covorul roșu la propriu. A fost întins covor roșu și a fost convocat și un sobor de preoți în Grand Tenue pentru tăierea panglicii și inaugurarea unei zugrăveli la poștă. Ce asta? Asta? Asta poate să meargă cât vrei tu. O oră se poate cânta la nesfârșit. E marșul de întâmpinare al armatei române. Se spune marșul de întâmpinare numărul 2. Nu știu care e marșul de întâmpinare numărul 1. Nu știi? Vine domnul președinte, da. Sau cine vine? Domnul comandant. Asta. Și se oprește în fața plutonului aliniat. Trebuie să oprești, să tai pe bit, fii atent. Hai că facem asta. Hai. Deci fii, eu sunt, cine sunt? Președintele. Domnul Iohannis. Nu sunt, că n-avem timp. Deci vine și... Bună ziua! Să trăiți! Mai tare și toți odată, deci fii atent. Bună ziua! Să trăiți! Mai aveți de învățat. Se vede că n-ați făcut armata. Etc. El pleacă mai departe, nu știu ce. Nu poate să vină totuși. Are o perioadă mai... Deci, revenind, e vorba de finalizarea marilor lucrări de glătuire și vopsire cu lavabilă, presupun, a oficiului poștal numărul 9 din Târgu Mureș, o chestie care a fost sărbătorită cu oficialități, baloane umflate și pâine cu sare. Mici, nu? Nu, că cred că e austeritate. Deci s-a muncit 3 luni. Lucrările au costat 240.000 de lei. Fiind vorba de bani publici, nu ne putem da seama și ce fel de lucrări de reparații s-au făcut, că la asta sunt alte prețuri ca în lumea reală. Adică în lumea reală, de 240.000 de lei, practic, cred că poți să construiești unul de la zero, dacă ești economicos și atent. La stat nu știi. O să fie practic orice, dar cu siguranță nu s-a construit nimic nou. De altfel, și clădirea se vede, era un parter unui bloc. Cert e că oficiul poștal cu pricina a fost practic renovat, nu construit de la zero. Cumva el exista, dar trebuia zugrăvit, ceea ce s-a și săvârșit. Iar aici vor lucra câțiva employați, ca în orice oficiu poștal, fericiți că lucrează într-un spațiu curat. La final, cum spuneam, de-a curmezișul trotuarului a fost întins un covor roșu, ca nu care cumva să calce talpa directorului general al Poștei Române, Horia Grigorescu, direct pe asfaltul impur. În așteptare, relatează adevărul.ro, zeci de gură cască s-au strâns pe margini, cu sacoșile pregătite, că poate să dădeau colițe la reducere sau timbre ceva. A venit șeful poștelor, a ținut un discurs cu tâlc, din care spicuim. Aici mie asta mi-a atras atenția. Întotdeauna e bine să fii atent la ce spun oficialitățile, pentru că aici găsești perle, mesaje ascunse, direcții de acțiune. Citez. Este un sediu care să răspundă necesităților pe care le-au angajații și clienții Poștei Române, păstrând totodată și această doză de autenticitate a Poștei Române. Am încheiat citatul. Deci au păstrat și imprimantele la... Matriceală. Exact asta mi-a atras atenția și m-a și îngrijorat. Care anume doză de autenticitate a Poștei Române a fost păstrată și mai ales de ce anume? Și sunetul ăla de ștampilă. Aia. Da. Astea două sunt. Și oare s-au păstrat și ghișeile alea la care nu știi la care să te așezi? Că nu, că trebuie să te apleci întâi. Da. Oare opisurile scrise cu pixul s-or fi păstrat? Adică care este elementul de autenticitate asta? Da, pixul legat cu sfoară de teșghea. Pixul legat cu sfoară de teșghea. Ce anume, modelele alea de completat declarații din care nu înțelegi? Mamă, ce dor, mi s-a făcut azi, mă duc la poștă. Jur. La mine aia nu mai are matricială, dar am înțeles că mai sunt câteva cu matricială, trebuie să mă interesez. Da. Mirosul special de hârtii și pachete vechi depozitate? Alea, întrebările. De unde sunteți? Din București. Nu, strada! Aole. Da, cum vă numiți? Petreanu. Ia vezi dacă e la V. Ce anume s-a păstrat din autenticitatea Poștei Române? Aici e marele. În primul rând îți spune că e greșit ghișeul. Adică nu poți să nimerești ghișeul din prima. Asta, exact. Asta deci am observat. Am observat și eu. Eu întotdeauna când m-am dus la poștă, m-am așezat, deși scrie, sunt chestiuni care, mă rog, detalii. Da, nu reușesc. Dar niciodată, adică nu... Ordonarea asta nu există. Dar știi că m-am dus o dată la poștă, chiar în ziua în care primisem un aviz de la de recepție, sunt niște hârtiuțe pe care nu știi
ce ai primit de fapt niciodată. Da, 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 da. E o chestie pretipărită și e un semn pe, cu pixul undeva pe acolo. Și știi că trebuie să te duci la poștă. Nu știi despre ce este vorba. Un plic, un colet, o amendă. O fi bine, o fi dai, trebuie să iei, dar trebuie să te duci. Și semnul e chemarea. Da. Se aude chemarea poștei. Și te duci acolo, stai la ghișeu, la coada la ghișeu greșit, după jumătate de oră te lămurești că trebuie să te duci la altul, te duci la altul, m-am dus, am făcut chestia asta, am dat recipisa, s-a uitat, zice, când va venit ăsta? Azi. Zic, acum azi dimineața, acum o oră, cred că a venit. Nu, zice, e prea devreme, azi venit prea devreme la poștă, veniți mâine. Nu se vin, nu se duce niciodată în ziua când îl primești. Da. Nu, dar știu că mi-ai explicat, dar era atât de ilogic totul, încât nu a reușit să rețin. Da, dar așa este, adevărat. Da. Deci dacă te duci când primești bilețelul ăla, te duci prea devreme. Explicația e că factorul vine la tine, nu te găsește, da, să-ți dea ăla, plicul sau ce are de dat, da, și îți lasă bilețelul. Da. Tu iei bilețelul, te duci la poștă, da, dar factorul n-a ajuns la poștă să-l lase. Factorul nici nu te caută pe tine. Factorul pune la direct în cutia poștală. Voilà. Și atunci care e explicația? Explicația e că factorul e foarte iute. De altfel? Deci ei nu apucă, ei... Știu că au venit coletele. Da. Coletele vin în spate. Băi, stai să pauză, pauză. Ți-a adus ție vreodată vreun colet, poștașul? Ai dreptate și cu asta. Luca cred că are versiunea atenție, corectă. Atenție, că eu am fost și am cercetat că m-a luat capul. Deci după ce am stat la coadă o oră și mi-a zis fenta asta cu stai că ai venit prea repede, eu n-am ce da la modul bine, hai că mai vin mâine. Nu. Am luat foc. Stați, domnule, un pic, păi zic, stau ca prostul la coadă. Și mi s-a explicat pe un ton civilizat tehnica. Deci vin toate coletele alea și sunt puse într-o cameră în spate. Da. Și ei se apucă și fac avizele alea, că au venit coletele, și țaca-țaca, adică un cetățean le face. Da, da. Și le dă factorului care le transmite. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Păi și? Și între timp le sortează. Și alea, pe urmă, trebuie, după ce trec de sortare, să vină în camera din față, unde li se dau cetățenilor. Păi să-i în camera din spate direct. Dar mai e și o legătură pe care nu pot înțelege cu factorul. Că factorul, adică trebuie să se întoarcă și factorul de pe teren. Da. Că el e... Nu, acum îmi dau seama. Acum îmi dau seama din povestea ta că aia cu factorul de pe teren e vrăjeală. Pentru că am mers și eu odată, tot așa, în acea zi. Și am insistat, tot mi-au zis la fel. Probabil că sunt în spate, n-a venit factorul, o poveste de genul ăsta. N-a fost nicio doamnă de acolo, sincer. Poștașul? Mă rog, poștașul. Și am insistat, la fel ca tine. Am zis că nu plec. Am pierdut timp din timpul meu și nu plec de acolo până nu... Ai făcut circ pe acolo. Da, am făcut un pic de circ. Au luat la și, mi-au dat, și mi-au dat ce aveam de luat, nu mai știu ce aveam de luat. Deci, e imposibil. Bravo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.